Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. S-au împlinit 25 de ani de la prima operație pe cord deschis realizată la Cluj, la Institutul Inimii Nicolae Stâncioiu. Dacă în 1991 s-au făcut doar 10 operații pe cord deschis, în anii care au urmat, numărul lor a fost de ordinul sutelor. Un sfert de viață a fost marcat, cum se cuvine, printr-un bal caritabil, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea unei truse de instrumentar pentru chirurgia minim invazivă. Vom afla dacă și acest obiectiv a fost atins, chiar de la managerul institutului, domnul conferențiar dr. Adrian Molnar. Tot astăzi, la Transilvania la zi, vă atenționăm că hoții nu pleacă în vacanță și sunt din ce în ce mai inventivi. De aceea, poliția a lansat o campanie de informare cu mesajul "Protejează-ți locuința și afacerea, trăiește în siguranță." Cum să facem acest lucru, vom afla de la șeful biroului pentru analiza și prevenirea criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Cluj. Dar până atunci, vă prezint partenerul meu de dialog de astăzi, jurnalistul Viorel Nistor. Bună ziua, Viorel, bine ai venit! Bine te-am regăsit! Ultimele știri, te rog! Deci, pentru mine, cele mai importante știri ale acestor zile sunt legate de campania electorală. Cred că nu. Și pentru noi, fiindcă în fiecare zi la TVR Cluj avem campanie dezbatere electorală, așa că prezentăm oferta. Cred că totuși nu vorbim destul după importanța evenimentului. Destul și consistent, că multe se spun. Bun, puțin, din păcate, aici se mai întâmplă lucruri de campanie. Din păcate, sunt puține și izolate. I-am întrebat zilele trecute pe studenți ce au văzut ei legat de campanie și din câteva grupe, adică câțiva zeci de studenți, niciunul nu a fost în stare să... Adică nu a sesizat nimic legat de campanie. N-a primit niciun flyer, nu a văzut un afiș. Mă rog, poate că n-au asistat la dezbateri, dar la un moment dat nu cetățenii trebuie să meargă în întâmpinarea politicienilor în aceste momente, ei trebuie să meargă în întâmpinarea cetățenilor. Din punctul meu de vedere, alegerile într-o democrație sunt esențiale, oricât de derizorie ni s-ar părea oferta, oricât de neatractive partidele, este cel mai important moment în democrație, ar trebui să fie, și nu exagerat, sărbătoarea în care trebuie să te duci să alegi, indiferent, la un moment dat, indiferent pe cine. Deci, până la urmă, și această sărbătoare a intrat în derizoriu. Din păcate. Am impresia că nici politicienii nu mai sunt atât de interesați să atragă atenția și poate că mizează pe absenteism. Și pentru știi că de ce? S-ar putea să le convină. Și știi de ce? Fiindcă iarăși nu mai votăm omul, votăm lista și ne ascundem în spatele partidului, da? Da. Deci dacă mergem, mergem cu toții. Dacă nu... Și mai este încă ceva. Votul celui care lipsește este, de fapt, suplinit de cel care se duce. Adică unul care votează pentru partid, de fapt, reprezintă două voturi. Cei care nu se duc acasă își fac iluzia că e mai bine așa, pentru că este un vot de blam. Este un vot de blam, o pedeapsă, când, de fapt, altcineva votează pe față în locul lor. Asta este ceva pe care nu pot să-l înțeleg. Trebuie să fim preocupați de acest lucru. Este campanie electorală, nu se întâmplă foarte des. Nu avem voie să ne săturăm de alegeri și de democrație. Cine a trăit alte vremuri își poate aduce aminte. Și trebuie să fim interesați, încă o dată, oricât de neatractivă ar putea să fie oferta, nu este la fel de neatractivă. Poate să fie în măsuri diferite. Am mai văzut că se discută iarăși oarecumva prea politizat. După ce a pasat sau a tras la poartă PSD cu mărirea salariilor, acum vine guvernul, căci își propune să finalizeze legea salarizării. Ceea ce nu s-a întâmplat. Salarizării unitare, deci să salarizări, fie exact, pentru toți bugetarii. Până în pragul alegerilor. Da. Bun, se înțelege că e o încărcătură politică aici, indiferent să o facă, dar să o facă bine. Asta ar fi dorința mea. Altă temă? Lăsăm politicia deoparte. Din Cluj am văzut că apar acuzații foarte consistente
între, din partea Ministrului Sănătății Voiculescu către, se cheamă Agenția pentru Transplant din Cluj? Da, Agenția Națională pentru Transplant. Da, echivalentul din Cluj. Exact, subiectul este, cred că, în faza de început. Acolo e un subiect fierbinte. De multă vreme se știe că la zona aceea de cu transplant renal se întâmplă lucruri, tulburi. Acum e un capăt de fir. Acuzații deocamdată pe latură financiară. S-ar putea să aflăm mai multe. Cu siguranță, ancheta o să ne dezvăluie lucruri neștiute, dar nici nu-ți poți imagina ce poate să scoate la suprafață. Mai bine să nu ne imaginăm ce s-ar putea sau ce ar putea să se fi întâmplat acolo. Bun. Îți propun să vorbim și despre subiectul săptămânii pe care l-am abordat și ieri, să încercăm să prevenim cumva risipa. Deoarece, nu știu dacă știi, noi suntem fruntași și la acest capitol. Prin urmare, vă propun să ne referim astăzi la risipa alimentară și vă informăm că mii de tone de alimente ajung la gunoi, deși avem o lege pentru combaterea risipei alimentare. Mari comercianți ar trebui să doneze produsele care se apropie de expirare, dar spun că se tem pentru siguranța clienților. Ei reclamă o serie de nereguli în lege și așteaptă normele de aplicare. România e în topul țărilor sărace, dar și în cel al risipei alimentare. Aruncăm la gunoi mii de tone de alimente pentru că nu am fost educați că surplusul poate fi un ajutor pentru cei în nevoie. O lecție pe care mai mari comercianți o învață abia acum, când și legislația obligă să fie responsabil. Legea își așteaptă încă normele de aplicare, însă comercianții știu că îi așteaptă amenzi usturătoare dacă vor arunca la gunoi produsele expirate. Sunt multe neconcordanțe în această lege. În momentul în care ai de pildă o donație, în momentul acela tu nu mai poți să mai faci și un act de vânzare. În Europa, toate marile lanțuri de magazine care fac astfel de acțiuni beneficiază și din niște facilități fiscale. Soluții există. Un supermarket din București a inventat coșul cu fructe gratis pentru copii. Altele donează alimente unor asociații care le duc sărmanilor. Un astfel de program este sandvișul de la miezul nopții. 100 de persoane din București sunt hrănite zilnic astfel de 3 ani, cu mult înainte să existe legea. Contractele noastre cu marii retaileri sunt pe bază de sponsorizare. Practic, noi îi salvăm pe ei de la niște costuri și cel mai important, la final, împreună reușim să facem lucruri frumoase pentru oamenii care au nevoie. Este vorba despre alimente pe care noi le aruncăm, dar pe care alții nu-și permit să le cumpere. Noua lege prevede și măsurile care se pot lua privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei limite de consum. Două astfel de magazine funcționează deja la București și Sibiu. Oamenii primesc la noi o legitimație, pot să vin numai de 3 ori pe săptămână maxim, fiecare vizită pot să fac cumpărături alimentare în valoare maximă de 10 lei. Încălcarea prevederilor legii constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 6.000 de lei. Cei care riscă să le primească sunt patronii de restaurante care n-au încă o soluție pentru zecile de tone de mâncare aruncate zilnic la coș. Ministerul Agriculturii vrea să introducă și în școli lecții speciale de responsabilizare. Deci cam aceasta este situația la nivelul țării noastre și nu știu dacă tu știai, am dat o căutare așa să vedem ultimele date și reiese că fiecare român aruncă în fiecare zi câte o porție de mâncare, cel puțin potrivit statisticilor Uniunii Europene, care arată unde se ridică risipa și câți oameni sunt plămânzi și trăiesc sub pragul sărăciei. 56% arată alte statistici. Am să încep prin a sesiza, nu știu, putem să-i spunem și paradox sau tristă constatare sau semn al civilizației moderne. Cam jumătate, în țările dezvoltate, cam jumătate din alimentele cumpărate se aruncă. Asta am reținut la un moment dat. Deci cu cât, ăsta este semnul de întrebare. Asta înseamnă civilizația? Cu cât țările sunt mai dezvoltate, cu atât aruncă mai multă mâncare. Sigur, cu cât țările sunt mai sărace, cu atât lipsește mai multă mâncare. Deci iată cât de dreaptă este lumea.
și cât de ipocriți sunt oamenii cei care spun că vor să o facă mai dreaptă. Nu ar fi potrivit să facă un transfer de la cel sătul, cărea nu-i mai trebuie, și o aruncă către cel frământ care de-abia așteaptă să primească? Sigur că este retorică formula. Și această lege care a fost dată tocmai pentru a ajuta pe cei aflați la nevoie și undeva alimentele acelea care sunt inestetice, nu neapărat stricate, să beneficieze măcar alți oameni de ele, uite, nu are norme de aplicare. Ca la noi. Acum, ce să mai zicem? Sper să nu spun un lucru foarte grav. Exista un regim al alimentelor expirate și până acum, înainte să apară această lege. Știu foarte bine din surse sigure că mărfurile, produsele nu se aruncau, ci se refoloseau. Începând cu marile magazine și așa mai departe, nu funcționa, deci chiar și acele prevederi minime care existau nu erau respectate. Deci produsele, unele era schimbată eticheta, altele erau introduse în circuitul alimentar sub altă formă, ori semi-preparate, ori afumate, ori sărate, ori preparat salam, de exemplu, dacă vorbim despre carne. Eu nădăjduiesc că noile prevederi ale legii vor introduce mai multă regulă în acest domeniu și se spunea că vor fi îndreptate către cămine de bătrâni sau pentru cei nevoiași. Da, tocmai despre asta era vorba. Eu aș vrea următorul lucru. Verificările să fie luate în serios, pentru că o mare parte din produse nu sunt aruncate. Și nimeni nu știe ce se întâmplă cu ele. Ba, se știe, dar zice, trebuie distruse. Dacă sunt degradate, ar trebui distruse. Dacă nu, date celor sămani. Ele, de fapt, nu sunt aruncate. Și mă tem că se va întâmpla la fel. O să vedem, Viorel. Îți propun să trecem la următoarea temă a emisiunii și să vedem ce lucruri mărețe s-au mai făcut la Institutul Inimii după un sfert de viac de la prima operație pe cor deschis. Acest moment a fost marcat, cum se cuvine, printr-un bal caritabil, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea unei truse de instrumentar pentru chirurgie minim-invazivă. Profesorul Mircea Bârsan este cel care în urmă cu 25 de ani făcea prima operație pe cord deschis la Cluj. El spune că înființarea institutului îi se datorează 100% profesorului Niculae Stăncioiu, care a insistat ca și Clujul să aibă o clinică specializată pe bolile cardiovasculare, așa cum erau la Târgu Mureș și București. Profesorul Bârsan s-a alăturat echipei de specialiști de la Cluj în 1991. Să împlinesc 25 de ani de când profesorul Stăncioiu a înființat institutul ăsta. Și a avut concepția revoluționară pentru anul 1991. Mai era în București, mai era la Târgu Mureș câte un spital de genul ăsta, dar ca să facă în zona asta a Clujului, care e centru universitar renumit și practic deservește, să zic în termeni peiorativi, bolnavii din toată zona de nord-vest a Ardealului. Acum, pe lângă o echipă de medici extrem de valoroasă, institutul trebuie să aibă și aparatură medicală performantă care trebuie să fie mereu actualizată. Foarte importantă. Și trebuie reactualizate mereu. Adică la 5-6 ani se învechesc deja și trebuie altele noi. Da? Ministerele Românești ale Sănătății au considerat că dacă ai cu tare aparat, îl poți folosi 25 de ani, nici n-are termen de casare. Balul caritabil, intitulat Împreună pentru Inima Transilvaniei, este la a treia ediție. În cadrul evenimentului au susținut momente artistice membrii Operei Maghiare din Cluj, a fost organizată o expoziție de tablouri cu vânzare și a fost lansat albumul Clujul în imagini. Prin acest eveniment strâng alături de mine prietenii noștri, aduc un plus de imagine institutului, pun institutul în vederea clujenilor. Clujenii trebuie să știe că existăm, că suntem alături de ei, îi sprijinim, îi ajutăm și ei trebuie să fie alături de noi. Și acest al doilea scop este de strângere de fonduri, sigur, pentru a
completa pentru a aduce anumite plusuri institutului, plusuri care, să spunem, se regăsesc altfel mai greu în bugetele pe care le avem și care, știți foarte bine, sunt limitate. Scopul balului de anul acesta a fost acela de a aduna 30.000 de euro pentru achiziționarea unei truse de instrumentar pentru chirurgie minim-invazivă. Balul caritabil a fost organizat prima dată în 2014 la inițiativa managerului Institutului Inimii, Adrian Molnar, cu scopul de a dota unitatea medicală cu aparatura necesară pentru buna funcționare a institutului, iar până acum valoarea donațiilor a ajuns la 32.000 de euro. Alături de noi se află acum domnul conferențiar universitar dr. Adrian Molnar, medic primar chirurgie cardiovasculară, managerul Institutului Inimii, Nicolae Stănciu. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc! Și cine să fie oare? Colegul meu drag, Alexandru Bănoi, Pilu. Bine ai venit! Să rădună, Luminiță! De data aceasta, în altă calitate, da, sau în dublă calitate, hai să zicem așa. Nu, în altă calitate, să rămânem la în altă calitate. De pacient. Nu, în altă calitate. În altă. Am pus pauză să nu... De pacient al Institutului, da, Inimii. Da. Bun, începem cu domn conferențiar și vorbim despre sărbătoare și despre ce s-a întâmplat. În septembrie, trebuie să le readucem aminte telespectatorilor, de ziua Inimii, anunțam lucrările aproape finalizate la blocul operator și la tot ce înseamnă secția de terapie intensivă și spuneați, atunci când o să avem 25 de ani de la prima operație, facem inaugurare. Da. Da. Ca la carte. Am reușit, din păcate n-am reușit să termin tot blocul operator. Am terminat doar două săli de operație și sălile aferente sunt finalizate. Astăzi am făcut a doua operație în una din sălile de operație, din renovate complet, și chiar astăzi am început să spargem în a treia sală de operație, pe care urmează să o finalizăm, sper, până la sfârșitul anului. Deci n-am terminat din mai multe motive, dar nu intru în amănunte. Deci am să vă chem când terminăm tot. Ca să inaugurăm împreună. Cu toate acestea, bun, nu a fost inaugurarea festivă așa, dar balul s-a ținut. Și a fost un succes. Ce v-ați propus? Din toate punctele de vedere. Ați atins? Astăzi a fost pe la mine patronul firmei care m-a ajutat să organizez evenimentul cu, să spun așa, socotelile aproape de finalizare. Și după socotelile noastre s-au încasat aproape de 30.000 de euro. Mai urmează să mai intre ceva, mai urmează să facem plățile, sigur, să vedem cu cât rămânem. Deci încasările au fost pe undeva între 28 și 30.000 de euro, poate și mai mult. Să vedem cu cât rămânem în mână. Dar a fost un succes din punctul de vedere al percepției oaspeților mei, ceea ce mă bucură. Am avut oaspeți de care m-am bucurat, prezența lor m-a bucurat. Absența altora m-a întristat, bineînțeles, dar rămânem cu bucuria. Iar cei care au fost mi-au spus că s-au simțit într-adevăr foarte, foarte, foarte bine. Această idee va aparține cea a balului, da, caritabil. În totalitate. A început în 2014? Da. Da. Deci primul bal. Cum a crescut? În primul și an... Ca să ne dăm seama de interesul celorlalți pentru, da, a dona, pentru a-și aduce cumva... Este cert că a crescut, este cert că interesul prietenilor, a cunoștințelor, a oamenilor din comunitatea clujană și nu numai, bineînțeles, pentru că am avut oaspeți. Anul acesta a fost cea mai mare participare. În primul an am avut în jur de 150-160 de participanți, în anul al doilea, de respectiv anul trecut, în jur de 180, anul acesta am avut 280, spre 300, între 280 și 300 de participanți, deci este cert că interesul a crescut. Bine, a fost și un an, cum spuneam, un an aniversar, 25 de ani de la prima intervenție pe cord deschis în Cluj, dar nu acesta a fost motivul, ci faptul că am crescut și noi ca imagine, probabil, în lumea clujană, în lumea de business a Clujului, în lumea de afaceri, și interesul a fost din ce în ce mai mare.
Am avut participanți anul acesta din multe județe din jurul Clujului, din Bistrița, din Satu Mare, Baia Mare, din Oradea, din Alba Iulia, Zalău, chiar și din Iași. Am avut un prieten drag, șeful secției de chirurgie cardiovascular din Iași. De la București a venit iarăși un prieten drag, conferențiarul moldovan de la o altă clinică din București. Deci am avut participanți mulți. Bănuiesc că Pilu nu a fost prezent la bal, că nu ai fost în formă maximă. Sunt la faza de antrenament. Da. Întrebai care a fost scopul. Da. Scopul sunt eu sau cei care vor fi ca și mine. Cam ăsta e scopul. La ce s-a întâmplat văd acum în imagini. Iar Institutul Inimii, acum nu vreau să-i ridic mingea la fileu domnului doctor. E altceva. Deci dacă ai o imagine despre sistemul de sănătate din România și asta care e la pământ, în momentul când intri în clinica respectivă, rămâi surprins. Nu uita că e jurnalist, da? Încerc să fii obiectiv pe cât posibil. Să știi că cele câte am stat 12 zile în terapie. Jurnaliștii nu știu să laude. Nu, dar am rămas mască ce fel de oameni întâlnești pe salariile alea de rahat. Cum în interior, ce scule sunt. Chiar dumneavoastră astăzi, prin neon, camere și... Rămâne surprins ce este la Institutul Inimii din Cluj. Eu n-am crezut. Chiar am fost întrebat înainte, unde vreau să mă operez? Cluj, București sau afară? Și cum mă operez la Cluj? Nu se pune problema. Nici nu l-am cunoscut pe domnul doctor. Ne-am întâlnit prima dată în iulie sau septembrie înainte a merge undeva la o conferință. Și da, mi-a spus pe 12 septembrie cuțitul. Atunci l-am cunoscut prima dată. Dar nu mi-a venit să cred. Am dat la o parte teama aia de când am intrat în clinic, că oricum mai teamă, când operație pe cord, n-ai ce să... Altceva. Cum se ocupă de tine la recuperare, cum te ajută să mergi la masă, că nu stai să-ți vină... E altceva. Ai beneficiat de un tratament preferențial, fiindcă lumea se întreabă, e jurnalist, e cunoscut. Toți la fel. Acolo nu e... Doar că ne știm. Ata, că ne știam. Dar toți eram la fel acolo. Bă, cum a fost? E bine. Deci eram ca o familie acolo. Da. Și pacienții, și personalul. Nu am niciun cum. Păi, dacă spun și de masă, într-o zi am mâncat și guiaș. Într-o zi am mâncat guiaș. Nu vrea să crezi, nene. S-a bolnăvit bucătarul. Ceva nu-i regulă. E altceva. Și chiar vreau să-l întreb pe domnul doctor, când vom afla la Cluj primul transplant de cord? Cum vă mișcați? Cât de departe suntem? La cum vă mișcați? Da, asta chiar e bună întrebarea. Într-un univers de, adică de acum cred că le faceți pe toate mai puțin transplant. Da, așa este, facem mai puțin transplant. Pentru transplant sau ce lipsește? În afară de acreditări. De acreditare. Deci acreditare. Doar acreditare. Mână există, instrumentar deci, există? Da, nu există. Dar nu este nevoie de instrumentar special. Nu este de asta. Sigur că este nevoie de un training, dar, deci cum le spuneam și la mai mulți, intervenția de chirurgicală, de transplant de cord, nu este cu nimic mai dificil decât oricare. Sunt operații pe care noi le facem și care sunt mult mai dificile decât transplantul de cord. Ca și tehnică, mă refer ca și tehnică chirurgicală. Acolo îți trebuie puțină infrastructură, deci îți trebuie niște saloane de terapie intensivă cu circuit separat și îți trebuie după aceea susținerea postoperatorie. Aceea este dificilă din punct de vedere material, pentru că un bolnav cu transplant de cord trebuie văzut din punct de imunitar ulterior, tratat, ca să nu aibă, deci pentru a evita rejetul, pentru a evita infecțiile, pentru a evita compatibilitatea. Deci acesta este. Dar sunt costuri. Compatibilitatea se face înainte, deci nu faci transplantul, dar apoi să apară complicații ulterioare care să necesite o atenție specială. Acolo este dificil. Deci nu ca și tehnică. Ca și tehnică chiar cu mulți ani în urmă, distrându-ne la un workshop dintre noi cu profesorul Bârsan, am făcut un transplant de cord la oaie, de exemplu. Așa, și am făcut tot circuitul, am scos inima de la oaie, am pus-o separat, am filmat, am suturat-o după aceea înapoi și a fost un succes, ca să spun așa. Deci nu este dificilă operația, se suturează patru vase mari, patru elemente mari. Astăzi, de exemplu, am avut acum o urgență unde trebuie să fac niște suturi
pe niște coronare de un milimetru și jumătate. Deci acelea sunt operații mult mai dificile decât acestea, unde suturezi niște vase mari, niște elemente mari, chirurgicale. Și o astfel de trusă vă ajută? Este vitală în astfel de intervenții? Scopul țintit anul acesta pentru balul caritabil a fost de a aduna bani pentru trusă de chirurgie minim-invazivă. Acesta este, să spun așa, trendul modern astăzi în chirurgie în general. Se știe că în chirurgia gastrointestinală, de exemplu, se folosesc astăzi, poate o operație pe colecist nu se mai face prin incizile clasice, se face prin laparoscopie. Toată lumea știe asta. Exact același lucru să-l facem și noi și acest lucru se face deja în clinicile mari de intervenții chirurgicale pe incizii mici. Acesta este scopul și acesta este tehnica pe care vreau să o introduc eu în Cluj. Clujul, încercând să fac din Cluj primul centru în care să se facă în mod constant în țară la noi acest lucru. Care este obstacolul pentru care nu putem face? Banii. Tocmai lipsa banii. Fondurilor banii. Pentru achiziționarea ca să cumpărăm, astfel de trusă. Da. Îmi trebuie bani ca să cumpăr truse, două, trei dacă truse. Dacă îmi permit să intervin. Sigur că este absolut lăudabil o asemenea inițiativă, bal pentru strângerea de fonduri, care să folosească, sigur, unității spitalului. Dar dacă stați să mă gândesc câți bani se risipesc în sistemul de sănătate, câți bani se fură și nu mișcă nimeni niciun deget, pur și simplu te apucă tristețea. V-ați gândit vreodată, dacă ați avea, să zicem, mâine un milion de euro, i-ați putea folosi sau ce ați face cu ei? Mi-ar trebui acum, ca să fac ceva mare, mult mai bine milioane. Pentru Cluj, mi-ar trebui vreo 20 de milioane, de exemplu. Un milion de euro știu, aș ști ce să cumpăr. Am oricând câteva aparate pe care vreau să le locuiesc, de exemplu, aparat de circulație extracorporeală. Am 3 acum. Unul este nou-nouț, 2 sunt deja cu vechime de 12 ani, cam așa, deci alea trebuie înlocuite deja. Sunt uzate moral deja astea. Sigur că, mult. Cum ați face dezvoltarea? Intensiv sau extensiv? Ați perfecționa tot instrumentul? În ceea ce am. Așa? Și apoi ați începe să... Exact. Pentru că înțeleg că cererea e destul de mare. Deci să stă în așteptare. Lista de așteptare? Da. Avem lista de așteptare, sigur. Mai ales acum, dacă cât timp am fost cu cele de operație în reparație, renovare, ca să spun așa, sigur că lista s-a lungit, pentru că în loc să facem 3-4 intervenții chirurgicale pe zi, am făcut maximum două. Și sigur că lista deja a ajuns undeva, am o listă de așteptare până de pe la sfârșitul lui februarie. Încă este rezonabil. Dar eu aș vrea să mai fac încă cel puțin 2 săli de operație noi, ca să mărim, și încă vreo 10 paturi de terapie intensivă, ca să putem să mărim numărul de intervenții chirurgicale. Loc este... Domnule director, cât de mult stă politicul în calea dezvoltării normale a instituțiilor medicale și a acestui domeniu? A subfinanțării domeniului. Cât de mult suntem în campanie electorală și poate e bine să audă. Vreau să fac legătura cu noua ordonanță de urgențe care a fost dată, tocmai managerii să fie strict specializați, să fie strict exact pe conducerea spitalului, dar să nu profeseze, să nu excludem nepotismul, excludem politicul, da, din această ecuație, da. Să fie strict. Politic, nu știu dacă aș putea să spun că politicul stă în cale. Cred că sunt alte forțe care împietează, care împiedică, care se opune. Relaționările care se duc în zona. Probabil că da. Ceva de genul ăsta. Deci politic nu. Eu n-am avut absolut niciun fel de probleme în a discuta, în a mă înțelege cu miniștrii care au fost până acum de când sunt eu manager. M-am înțeles bine cu domnul Nicolaescu, m-am înțeles bine cu domnul Bănicioiu, cu Achimaș, nu mai spun. Care nu puteți să-l combateți. Bugetul pentru sănătate este politic, să știți. Da, acolo trebuie să spun că trebuie să recunosc că într-adevăr este un buget mic, mult mai mic față de alte țări. Acolo se votează, adică se propune, se acceptă, se votează și lipsurile, sau nimeni nu zice nimic, s-ar trebui să zică mai mult decât se spune. Pe bugetul se discută în Parlament, ai făcut un sondaj să vezi câți medici sunt în Parlament și câți avocați. Habar n-au ce se întâmplă într-o clinică. În Parlament, habar n-au ce se întâmplă într-o clinică. Așa cum de multe ori nu se știe la nivel de dar casă de asigurări. Dar sunt și medici care ne reprezintă în Parlament. Puțin. Și care tot așa, și au fost. Foarte puțin. Banii față de avocați. Alte domenii.
mai, da. puțin prioritare. Pentru că nu cred că sunt mai prioritare decât sănătatea și învățământul. Toată lumea știe, toată lumea este de acord. Ei spun în campanie la fel, dar de fapt nu fac. Suntem foarte bune de campanie, da, e adevărat. Nu fac. Poate că aud și se gândesc că vreodată vor avea nevoie de servicii, să nu trebuiască să apeleze la servicii medicale din străinătate. Că se poate și trebuie să se poată și aici și iată, cred că suntem în fața unei situații unde chiar e posibil. Atunci devin mai sensibil dacă ei se află în această situație. Atunci, care cel mai tânăr, câți ani are cel mai tânăr chirurg din echipa dumneavoastră? Din echipa mea, 31-32 de ani. Și puteți să-l pierdeți oricând pentru o ofertă de afară, bănuiesc. Da, bineînțeles. Deci oricând. Bineînțeles. Deci la 31 de ani, o materie primă perfectă, e ok pentru... Da, și avem foarte mulți oameni chirurgi buni pe care i-am avut, pe care i-am crescut până la o anumită vârstă și când au plecat. Și nu în străinătate, ci și la spitalele private din țară, care s-au deschis, nu? Da, au plecat și au plecat și zile, da, am pierdut. Au mers și către Sibiu? Au plecat la Sibiu, s-au întors înapoi, au plecat la București, au rămas acolo, de exemplu. Avem câțiva, trei chirurgi care sunt la București, doi anesteziști care sunt la București. Da, au plecat. Au plecat la salarii mult mai mari. Deficit de personal medical? Nu avem deficit. Pentru că în rândul asistenților medicali? Nici. Au plecat și din rândul asistenților medicale, am înlocuit cu alții. Ce este mai greu la noi și cu asistenții este faptul că trainingul pentru ei este mai lung decât într-un spital obișnuit. Ca să fii asistent de terapie intensivă, de exemplu, trebuie cel puțin o jumătate de an, un an, ca să înveți și să te pui la punct cu ceea ce se cere acolo. Și după aceea, când ești bine antrenat, să-l pierzi, plecându-l la un salar mai mare, este o pierdere pentru noi, pentru că trebuie să aducem alții și ne trebuie un an de zile ca să învățăm. Iar la chirurgi nu mai spun, că trebuie 7 ani ca învăța și... să fie bun profesioniști. Profesioniști, absolut. Dar nu învățați mai mult. Cred că asta așa trebuie să vină, să fie oameni. Și din poveștile lui Pilu, chiar dacă a fost în spital, am avut parte de ele, mi-a zis că acolo sunt oameni. Nu doctor, nu asistenți, deci oameni cu inimă mare. Genial. Și care se ocupă de bolnav până la a-i băga mâncarea în gură, la a ridica, la... Spuneți cum ați reușit să-i selectați și de ce nu sunt peste tot la fel. Asta vreau să vă întreb. De ce alte spitale din Cluj nu seamănă cât de cât unde sunteți dumneavoastră? Că am fost. Biroul de resurse umane e foarte activ. Deci acum vă ridicăm o sanare, poate vine și reversul. Dar este o condiție la interviu. Sigur că la interviu, când discutăm cu asistenții și cu asistentele pe care îi angajăm, sigur că ne dăm seama cam ce fel de oameni sunt. Dar ulterior, orice persoană nouă care vine în institut vede cam ce fac ceilalți și trebuie să se alinieze comportamentului celorlalți. Pentru că altfel își pierd locul de muncă. Deci noi facem totdeauna cultură instituțională. Da, deci noi facem 6 luni, tot timpul le dăm perioada de învățare și în cele 6 luni putem să rupem contractul cu ei oricând. Am avut ieri invitație de data asta de la pediatrie și de la doamna profesor Zaharie, care este șefa secției de neonatologie de la Ginecologie 1 și îmi vorbea de oameni și de asistente și de condițiile care sunt acolo și acolo, plecând de la o donație, așa am făcut subiectul, fiindcă peste tot mai apar oameni cu suflet care donează și cu acest prilej medicii mulțumesc personalului care acolo este în deficit, îi ajută. Sunt oameni. Da. Nu peste tot, din păcate, sunt chiar astfel peste de cazuri. Chiar nu se poate generaliza. Să nu idealizăm oarecumva față de telespectator domeniul, pentru că sunt alte destule lucruri. Sunt multe cuvinte în limba română care... Cum nu trebuie. Dor, voluntariat, echipă, astea dor. Eu cred, cel puțin îmi place să cred că... Nu mă refer numai la instituția pe care o conduc. Cred că Clujul se deosebește de restul țării. Deci, cred că în Cluj, acum poate că nu este ideal peste tot, dar este mult, mult deasupra
clinicilor și a instituțiilor din alte zone ale țării. Explicația? Ca, ca și ce? Ca și ce? Pentru că firea noastră este alta. Eu am pacienți care vin din Cluj, din București, din Constanța, din Galați, din alte zone ale țării, mai ales din sus, care vin și vor să se troteze la Cluj. Deci, vor să se opereze la Cluj. Vor să vină la Cluj. Așa încât, sigur, pentru noi este un prilej de mândrie, dar am luptat pentru ca să facem, să fim aici. Probabil că sunt clujenii mai puțin cinici decât ceilalți. Da, eu pot să vă spun un singur lucru. O situație mai dramatică m-a făcut ca să ajung să umblu și eu în alte zone ale Europei, să spun așa, în domeniul medical. Și la un moment dat, ajungând în Germania, într-o clinică mare, mare, mare de tot, stând și discutând în hotel cu o cameristă care era din România și care întâmplător a văzut că sunt român, m-a întrebat cu ce ocazie. Și am spus, uite, am venit cu cineva la un tratament în străinătate. Unde? Zic, uite, aici e la spitalul din respectiva zona, într-un domeniu oncologic. Și m-a întrebat, așa stupefiat, zice, adică dumneavoastră din Cluj veniți aici să vă tratați? Mm-hmm. Pentru că zice, noi toți dorim să ajungem în Cluj pentru ca să fim tratați. Și dumneavoastră zic, da, pentru că este un domeniu în care la noi nu este dezvoltat, din păcate. Prin urmare, putem spune, Pilu, că tu ai avut mare noroc, că ai fost la Cluj. Da, mi-am cunoscut al treilea tată în 12 septembrie, după cel spiritual și cel natural, domnul doctor. Se reface mai greu pacientul dumneavoastră, dar este ambițios și tocmai de asta cu menajamente i-am adresat invitația la emisiune. Nu știam în ce formă îl găsesc. Dacă nu mă pui să alerg, o să fac efort, nicio problemă. Vine tatăl meu! Nu, e bine că se întâmplă la Cluj, e bine că se întâmplă în România, dar e mic și cu o floare primăvară nu se face. Poate când ne uităm la jurnal, prima știre va fi într-o clinică din Iași s-a întâmplat chestia asta. A ars cum a fost cazul de la București. E păcat. E păcat că unde se întâmplă lucruri bune, nu sunt ok. E păcat. Să spun, se vorbește și despre lucrurile bune și prea puțin, noi încercăm. Prea puțin, eu n-am știut. Dacă n-ar fi fost să fiu bolnav, nu știam de chestia asta de la Institutul Inimii. Dacă n-ar fi fost, nu știam. Pur și din interior este altfel, să știi că pentru jurnalist nu este destul de închisă clinica, deci aveți grijă cine intră, cum deja intră, care sunt informații. Acolo n-am văzut picior de civil, dreptate. Cât am stat eu la terapie, n-am văzut picior de civil. N-ai ce să cauți. Jos, da, sunt orele de vizită. N-aș vrea să stric o idilă. Încearcă. Aș vrea să întreb pe domnul doctor, așa pe o scară de la 1 la 10, cât sunteți de optimist că lucrurile în sănătatea românească și în instituțiile puternice, fanion, ale țării, ale orașului, lucrurile se vor apropia de ceea ce ar trebui să fie? Cât de optimist sunteți în acest moment? Cât mai trebuie? Cât mai lipsește? Și ce lipsește? Ca să facem în toată țara să fie bine. Da. E greu. Treptat. Hai să vorbim despre noi aici. Nu, mai puțin. Deci eu sunt optimist, sunt o fire optimistă în general, altfel nu m-aș fi apucat de medicină în general și n-aș fi preluat, să spun așa, cu inima deschisă conducerea instituției acum 3 ani, pentru că am vrut întotdeauna să fac ceva bine și am sperat și am crezut în, să zic așa, în cei care decid acest lucru. Că aici trebuie să ajungem, la cei care decid. Sunt optimist, aici pe o scară de la 1 la 10, 7-8. Și ca univers de timp? Ne trebuie cel puțin 10 ani. Deci optimismul moderat? Nu este vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru toți, nu doar pentru Pilu, pentru toți telespectatorii care au trecut pe la Institutul Inimii și cu siguranță urmează să vină. Mulțumesc. Mulțumesc. Sănătate, Pilu. Mulțumesc tuturor. Te mai aștept. Vin. În finalul emisiunii vă atenționăm că
Hoții nu pleacă în vacanță și sunt din ce în ce mai inventivi. De aceea, poliția a lansat o campanie de informare cu mesajul "Protejează-ți locuința și afacerea. Trăiește în siguranță." Haideți să vedem un scurt fragment din filmul campaniei. Găsim o mulțime de produse noi, de tehnologii noi. Sunt absolut convins că nu va fi cu nimic mai prejos decât târgul de securitate care de-abia s-a încheiat la Essen. Va fi mai condensat, dar produsele și tehnologiile care vor fi prezentate în aceste 3 zile de expoziție sunt convins că se vor ridica la nivelul târgului de la Essen. Protejarea patrimoniului public-privat reprezintă una dintre prioritățile poliției române și pot spune că ne-am ocupat de acest lucru nu numai în cadrul unor evenimente de anvergură, ci în mod permanent, an de an, în așa fel încât oamenii să ne simtă cât mai prezenți alături de ei. Am încercat să reușim să informăm cu privire la toate activitățile pe care noi le întreprindem, să putem să-i responsabilizăm față de siguranța lor personală, să le atragem atenția asupra măsurilor, să spunem, minimale sau de ordin general, pe care acestea trebuie să le aibă atunci când vorbesc despre siguranța personală și, nu în ultimul rând, să promovăm un parteneriat proactiv cu comunitatea. Poliția este direct interesată de implementarea celor mai noi soluții tehnice care, într-un final, conduc la apărarea proprietății private și publice și, implicit, la diminuarea fenomenului infracțional. Din aceste considerente, colaborarea dintre Poliția Română și asociațiile profesionale din domeniu au cunoscut o dezvoltare în timp, inclusiv în domeniul legislativ. Alături de noi se află acum doamna subcomisar de poliție Gina Pop, șeful biroului pentru analiza și prevenirea criminalității din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Și acum să ne spuneți ce facem ca să nu fim victimele spărgătorilor. Ce măsuri trebuie să luăm? Ar trebui să ne luăm niște măsuri minime. Cum spunem noi, măsuri de bun simț. Tocmai de aceea este și campania de astăzi lansată la nivel național. În urmă cu puțin timp a fost lansată la nivelul Bucureștiului, după care în fiecare, să spun, centru mai mare din România. Această campanie Protejează-ți locuința și afacerea este la inițiativa Inspectoratului General al Poliției Române în colaborare cu Asociația Română pentru Tehnică de Securitate. Sunt promovate câteva măsuri minime, spuneam, de cum bun simț. Cum ar fi? Să ne închidem ușa la intrare, atunci când suntem acasă, să închidem geamurile dacă stăm la etaje inferioare, dacă plecăm de acasă, să nu lăsăm să intre în scara blocului dacă locuim în bloc persoane pe care nu le cunoaștem, să nu deschidem interfonul fără să știm cine sună la interfon. Dacă locuim la casă, să nu ne lăudăm cu lucrurile pe care le avem, să nu lăsăm o casă stingheră pentru o perioadă mai lungă de timp, să avem relații bune cu vecinii, pentru că, din nou, această pază a vecinătății este o sintagmă poate desuetă, dar este foarte importantă pentru o minimă siguranță a bunurilor noastre de la casă. Și de ce nu promovăm exact montarea unor minime sisteme de securitate pentru a fi o barieră în calea hoților. Și rețelele sociale au devenit în ultimul timp o sursă importantă de ponturi pentru infractori. Absolut.
Și atunci trebuie să avem grijă să nu postăm poze din vacanță sau ce anume, să dăm mesaje. Nu, dar chiar așa există cazuri în care s-au inspirat din rețele sociale sau de genul ăsta? Există situații. Da, vezi la Cluj? Există situații în care au fost promovate diverse vacanțe de familie pe rețele de socializare, iar în acea perioadă casa a fost spartă sau persoane care s-au lăudat cu diverse bunuri de valoare pe care le au în casă, sau pe care l-au achiziționat, ne gândindu-se că printre cei care vor vedea și se vor bucura de lucrurile pe care ei le au, oameni sinceri, oameni de bună credință, există și alte persoane care exact acest pont îl vor vreau să vă întreb altceva. De ce știe poliția din Cluj despre semnele pe care hoții le lasă la diverse imobile care urmează casă bogată, privind nivelul de siguranță sau nivelul de expunere pentru sparge și alte asemenea fapte. Ce ne puteți spune despre asta? Semnele sunt clasice, eu nu o să le divulg acum. Nu semnele. Ce preocupări are și ce face în acest sens, dacă există un fenomen de acest gen în Cluj? Asta era întrebarea. Eu nu aș vrea să spun că e un fenomen de furturi. Nu aș vrea să transmit un sentiment de insecuritate clujenilor. Din acest punct de vedere, pot să spun că la nivelul județului Cluj stăm bine. Bine în sensul că am scăzut la numărul de furturi în primele 9 luni ale acestui an, am scăzut cu 25% față de anul trecut. Acum, legat de ce face poliția, pe lângă această campanie, care e o campanie de prevenire, o campanie de informare, sunt, bineînțeles, activitățile specifice ale colegilor de la ordine publică, colegilor de la investigații criminale, care analizează, intră în partea reactivă, ca să spun așa, a problemei de cercetare și de analiză a acestui gen de fapte. Nu vreți să răspundeți la întrebare. Deci, există cazuistică de acest gen în cazul poliției clujene? Deci, ei să răspândească semne pentru populație despre care poliția știe și, sigur, preîntâmpină, informează, previne? Asta era întrebarea. Nu sunt semne generalizate. Adică să avem o bandă de spărgători care să acționeze într-un anumit mod de operare generalizat pe mai multe fapte sau așa mai departe. Ce au fost majoritatea s-au prins. Nu este un, după cum am spus, nu e un fenomen să spun că suntem în topul țării prin faptul că avem nu știu câte spargeri cu un anumit mod de operare. La nivelul țării, furturile din locuințe și spații comerciale reprezintă 15% din totalul furturilor. Bineînțeles, furtul este un impact puternic. Este un impact puternic și mai ales în ceea ce privește furtul din locuință, este un gen de fapte care transmite un sentiment de insecuritate. Practic, cineva îți intră în spațiul intim, unde te simți mai bine și mai în siguranță decât acasă. Nu în mașină, nu pe stradă, nu la serviciu, acasă. Acolo sunt lucrurile tale, acolo este cuibul, să spun așa. Chiar luna trecută, acasă. Acum nu vrem să speriem lumea, dar luna trecută, de exemplu, în Florești a fost un val de furturi în apartamentele de la ultimul etaj, etaj 4, mansardă, deci așa căutau câte infractorii. Câte sparge pe zi, despre câte am putea să vorbim în Cluj într-o zi, sparge de locuințe, ca să nu ne extindem la alte genuri de infracțiuni? Poate într-o lună. Nu aș vrea să dau o regulă. Vă spun statistic, sunt în jur de 700 și ceva de fapte în județ de la începutul anului, în primele 9 luni. Deci, ianuarie-septembrie. Facem un calcul. Un mesaj pentru telespectatorii noștri? Să avem grijă de noi, să avem grijă în primul rând noi de bunurile pe care le avem. Asta înseamnă de la bunurile personale până la locuințe și pe stradă. Fiindcă se fură și pe stradă. Da, este un alt subiect pe care îl putem aborda. Mai în glumă, mai serios, în această toamnă să știți că a funcționat și un alt tip de hoți. Hoții de nuci. 30 care, de secunde mai avem, hoții de despre nuci, care poliția n-a vrut să ia cunoștință, deși a fost sesizată. Am înțeles. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc, Viorel, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Toate cele bune!